În această săptămână la Mapamond creștin, înconjurați de teroriști, prinși la mijloc între Hezbollah și Israel, creștinii din sudul Libanului sunt determinați să rămână și să fie o lumină pentru Hristos. Micuța comunitate creștină din Yemen s-a confruntat mereu cu persecuția. Veți vedea modul în care luptele din Orientul Mijlociu le îngreunează și mai mult supraviețuirea. Blocați în Haiti, cu bande care fac legea pe străzi, iar conducerea țării pierde controlul. Veți auzi povestea unei evadări disperate și a orfanilor rămași în țară. Vă așteptăm așadar miercuri la ora 19:30 la Mapamond creștin.